Așa îți dai seama că o țară e bolnavă, frate. Cazino, din de pariuri sportive, bancă, farmacie, bancă, farmacie, încă un cazino acolo și încă un de pariuri sportive. Așa îți dai seama că o societate este bolnavă. Asta e cel mai simplu lucru din lume. Uitați, încă o bancă aici și încă o farmacie. Deci asta e societatea românească, in a nutshell. Muy, muy vivo y esta ciudad en particular, que es la primera que conozco de Rumania, me parece un espectáculo. Nada que envidiar a ninguna capital así. Și exact aici, pe Nerva Traian, frate, deci unde erau toate cazinourile alea, unde sunt aici, pariuri sportive, tot ce vrei tu, boss, aici ai școala gimnazială numărul 81. Deci asta este cel mai mare căcat care poate să existe societatea românească. Să ai în pana mea cazino lângă școală. Deci asta este cea mai mare dovadă de prostie din lume. Muerto. Perfect. 35 de chile. 35. Da. Mulțumim frumos. La revedere. Mulțumim. La revedere. Mulțumim. Așa. Bye. Băi, deci salutare, salutare din București, de pe bulevardul Dimitrie Cantemir. Valeria, vivió en Bucarest, estuve aquí por cuánto tiempo? 5 días. ¿Dónde? ¿Cómo se llama el barrio donde paraste? Patria Luminosa. Luminosa, da, frate, deci și-a luat bilet și-a venit, a ajuns cu câteva zile. Barrio ahora. Su barrio, da, exactamente. Deci a stat în Patria Luminosa, bă, dacă vă vine să credeți, super tare. Și acum, pentru că eu am găsit biletul meu din China ca să mă întorc, l-am găsit într-o zi și ea a găsit bilet ca să vină aici cu câteva zile înainte. Și a zis, bă, vino și te bucur de București. Și vezi, știu cum e București, de una singură. Și asta a făcut fata. Și acum noi ne căutăm primul apartament în care o să stăm, pentru că o stăm aproximativ o lună de zile în România. Haide să vedem care e codul de interfon. Bine, o să vi-l arăt. L-am băgat greșit, evident. Pobrecita. Sí, pesa un huevo. Perdón. No, pesa todos los huevos. Hay que subir escaleras. No, si quieres. No, yo no quiero. Anda vos si quieres. Eres tan hermosa. Olvide que eres tan hermosa. Y sí que am uitat que era atât de frumoasă. Da, la gos. Uitați pe Valeria cu bagajul ei de... Creo que la maleta pesa más que vos. No, 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 sube vos, Colosio, voi así, caminando primero, ¿sí? Deci primul etaj, mă. Băi, ce fericit sunt să o văd, să mor eu. Deci da, mă, asta a fost chestia, că ea și-a luat din ușoaia biletul și a venit în București. Și a stat singură pe aici 4 zile, că i-a zis, da, mă, lasă, stai singură, te descurci. Și a făcut vloguri, videouri, s-a bucurat de România, vă dați seama, primul oră într-o țară este europeană, e plăcut. Asi. Ok. 5, 3, 7, 4. Super frumos aici, blocul ăsta. Pe Cantemir, abia aștept să vă arăt apartamentul, frate. A ver. Let's see. Ok. Ok, ok, ok. Vreau să-i mulțumesc din suflet lui George de la MRG Apartments pentru faptul că ne găzduiește aici pentru următoarele 7 zile. Dacă vreți apartamente de calitate, garsoniere, prin tot Bucureștiul, în regim hotelier, frate, apelați la oamenii ăștia pentru că sunt de nota 10. Cred că în video ăsta sau în video celălalt o să vă mai arăt câte aproprietăți pe care le au băieții, dar este absolut, absolut demențial. Deci apartamentul ăsta, gândiți-vă că se află exact pe Bulevardul Cantemir, exact într-un dintre blocurile foarte, foarte șmechere de acolo, cunoașteți zona și haideți să vă fac un apartment tour. Deci ăsta este livingul pe care îl vedeți, că este absolut uriaș, cu canapeaua asta superbă. Avem aici o măsuță mobilă, foarte minimalistă, exact așa cum îmi place, frate, cum trebuie să fie mobilă. Avem aici o pictură. Asta, dacă nu mă știu... Bă, asta e de la Angkor Wat, frate, din Cambodgia. Ești nebun la cap. Cât de tare. Aici frumos stânga, ajungi într-un hall. Pam, pam, cu o oglinjoară, bajinul stânga, uitați-vă ce bucătărie, complet utilată, cu tot ceea ce trebuie, cu mașină de spălat, n-ai niciun fel de problemă pe aici, cu niște fructe de plastic, așa, ăsta este încă un dulăpior și avem aici frumos și
frigiderul. Bine înțeles. Hai să vedem baia. Ia uitați, foarte, foarte mișto, frate. Deci totul minimalist, exact așa cum îmi place mie. Și ăsta este dormitorul, la fel pe care îl vedeți, mare, curat și cu balcon. Asta este chestia importantă, care balcon. Iubesc locurile cu balcon. Asta este partea din spate, dacă nu mă înșel, a bulevardului Cantemir. Be. Aha. Wow. Cruzamos. Acum suntem pe Calea Victoriei pentru că am luat decizia să o duc pe Valeria în prima noastră seară din București, wow, la carul cu bere, frate. Și deși ea a stat 4-5 zile în București, i-am zis clar că n-are voie să vină în centru vechi fără mine. Este că vine cu mine ca să arăt eu pe aici, centru vechi, așa cum îl știu eu. Și acum încercăm să o forțăm la carul cu bere. Evident că nu avem rezervare, dar cred că o să prindem loc. No. Que significa este o seară de marți și nu mă gândeam că o să fie foarte multă lume, dar este full aici, mă, deci full. Deci combinația este că aici, în locul ăsta, frate, le diga a povestit Valeria, es que mira, el menú is no, fucking huge. Infinito. Infinito, da, așa e. Cum se zice în română? Infinit. Infinit. Da. No, și o să... Da. Nu, o să luăm ciorba aia în pâine, frate, care abia aia i-am zis Valeria, zis, bă, hai să mergem la carul cu bere ca să vadă ciorba în pâine, aia, fasolea în pâine, care este genială, și mai luăm câte ceva pe lângă, vedem noi. Bienvenido a Romania y te amo mucho. Me encanta sí. Todo de Romania. Si nos peleamos me voy a venir acá igual. Oye, que dacă ne certăm, cu facem noi tot timpul că toată lumea se ceartă cu mine, dacă ne certăm, vine România, că îi place, frate. De ce să nu-ți placă la noi, ești nebun? Și a venit bijuteria, frate, uitați-vă aici. Asta e bijuterie, boss. Asta e bijuterie, să moș. Deci ca să vă dați seama că de obișnuit stă ăștia de pe aici, frate, că toată lumea vine și își cumpără supă, am cerut-o și că a venit în 4 secunde, să mor eu. Deci extrem de repede. Salată de vinete, evident. Asta vreau neapărat să mănânc, frate. Mâncată din toată abundanța ta. Și icrele, frate. Deci asta voiam. Icre și salată de vinete. Mi-era atât de dor de salată de vinete. Ai zis, Valerie, vreau salată de vinete, că dacă nu mănânc, mor, frate. Dă-ți-mă cât de bine pare să arată. The moment I've been waiting for. Să iau pâinea asta, să o bag aici, frate, în salată de vinete, să mor. Asta voiam să fac. Mi-am zis Valerie de vreo 2 săptămâni de când știam că ne vedem. Quiero llegar a Rumania, comer salada de ensalada de berenjena, salada de vinete. Asta e chestia pe care mă doream.
acasă. Și ca de obicei, mâncarea excepțională la Caro cu bere, experiența de nota 10 și prețul super ok, frate, am dat 230 de lei pe tot ceea ce am cumpărat acolo. Deci haide să fim serioși, vorbești de un restaurant de la 1879, super vechi, super cunoscut, în care au venit și am mâncat toate vedetele pe care poți să te imaginezi și plătești sumele astea. Nota 10, deci no comment. Qué tan hermosa. Vamos. Muchísimas gracias. M-a luat acum. Super tare, am stat acum de vreo puțin cu managerul de aici. Sau presupun că era managerul și zicea că, bă, vezi că vin mulți de prin Sri Lanka, de prin Nepal și zice că, bă, e sărăcie acolo, sunt oameni, e vai mama lor. Dar vezi că unul bun care vine și care muncește, că lumea câștigă undeva la 2000-2500 de euro. Și zic eu, unul bun care ce? Și face, nu frate, un ospătar de aici, bun, care vine, e cel mai șmecher restaurant din București, de câștigă cel mai bine. Poate să facă 2000-2500 și a venit la un indian pe lângă el și a întrebat, ia zi-mă cât ai făcut luna trecută și face la cică 2900 de euro. Deci doar dați-vă seama că ăștia vin, frate, sărași de acolo din țările alea lor, vai mama lor, deci ce era în avionul de Dubai-București? Bă, deci haos, numai din Sri Lanka, toate țările alea, frate. Și mă gândeam, bă, la oamenii ăia care vin de acolo, din țările alea foarte sărace și care își găsesc cumva salvarea în România, zic, bă, vă dați seama de la ce situație vine aia, frate? Și dacă vin la bani de genul ăsta, make sense. Și acum, ca să merge către casă, vedem cum un frumos prin centru vechi, ca să vadă și vale pe aici cum se prezintă, cum se prezintă lucrurile. Și centru vechi are farmecul, frate, mai ales acum, noiembrie, când nu e frig, o las undeva la vreo 18 grade, ceea ce este perfect, de mâine ci că se schimbă complet. Da, acum este super frumos, e marfă, bă, Bucureștiul, mai ales când vii aici o dată pe an, cum vin eu. Stau și mă uit pe aici, frate, prin centru vechi și mă gândesc, bă, frate, dar ăștia toți care și-au construit pe aici barul ăsta au autorizație, tot că mi se pare că n-au niciun fel de Dumnezeu și clădirile sunt așa cumva lăsate în paragină și eu știu clar ce e pe aici noaptea, adică gen joi, vineri, sâmbătă. Frate, ce e aici noaptea? Deci, uite, de exemplu la Trinity. Bine, Trinity este super vechi cunoscut, dar clădirile astea nu par niște clădiri care să-ți inspire așa neapărat siguranță, frate. Dar în fine, când veneam pe așa și mă bătam acum 5-6-7 ani, să mor dacă îmi puneau întrebările astea. De nici nu mă interesa, mă, ești nebun, veneam, beam pe aici. Dar dați-vă și voi cum arată clădirile astea. Mi amor, ¿cuál es tu opinión sobre mi país después de estar aquí cuatro días o cinco días solita? ¿Cómo te parece? Si tengo que comparar con algo, con mi país lo compararía tranquilamente. Me parece un lugar de gente trabajadora y gente muy cálida, muy atenta, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Primero estaba en un barrio, ahora me fui a otro. La comida es excelente. Me choca un poco, como no sé, saber que estuvieron como en toda esa época comunista. Me parece que cualquier limitación que tenga una persona no está buena cuando está impuesto. Y nada, amo vivir en democracia, como pensar, no puedo, ni siquiera me entra en la cabeza estar en esas condiciones. Sin embargo, no sé, me parece un pueblo muy, muy vivo, y esta ciudad en particular, que es la primera que conozco de Rumania, me parece un espectáculo, nada que envidiar a ninguna capital. Así, comparando también con Buenos Aires, me parece un lugar hermoso, y aparte también sé que tiene playa por Cata, así que no sé, me parece como un lugar al que volvería muchas veces.
Deci da, frate, asta ca să vedeți că ea e mai patriotă decât mine, că dacă mă întreabă pe aici ce o să fac, deci în România, că nu e o prostie, nu știu ce, dar vedeți? Alții care vin la noi în țară și văd lucruri, zic, uite ce frumos, că ei nu judecă cu stereotipul, nu vin cu prejudecata. Eu am venit cu prejudecata, evident. Dar da, oricum a stat foarte bine. Pe aici n-am avut niciun fel de problemă, vă dați seama. E interesant să vin din Argentina în Europa de Est. Chiar interesant. Da. Y ellos decían, no, pero eso es nuestro país. No, le digo, pero eso está, eso va a tardar un montón de años en irse. Dicen... A doua zi în frumosul București, uitați-vă ce vreme excepțională, deci este cea mai bună climă, frate, vedeți, nu e soare, nu nimic, s-a dus dracu totul, ieri a fost cald, astăzi frig, doar că avem o misiune extrem de importantă azi, pașaportul meu pe care acum pot să vi-l arăt pentru că nu o să mai fie valid, my dear passport, uitați-vă și voi cum arată, iar astăzi ne aflăm la Plaza Mall pentru că vreau să-l schimb din două motive, unul la mână, pentru că nu mai am file, și doi la mână, Cătălin, fie din poveste, a, mai am una aici, și doi la mână, pentru că de fiecare dată când vin într-o țară mai dubioasă, se iau de viza de Irak, viza de Turcia, dacă vine să credeți, viza de Bolivia, ce viză mai am, viza de Nigeria, și am zis, bă, merge să schimbăm pașaportul și o să vă arăt în clipul ăsta, în partea de clip, cât de simplu este să schimb pașaportul în România. Plângă, uitați-vă cum arată, distrus, și toți ofițerii de la Immigration, așa îl iau. Deci, eu sunt Immigration Officer, da? Și am primit pașaportul. Așa face. Se uită la soare, îl întoarce pe toate părțile și până când deschide, începe teroarea. Ah, when did you go to Iraq? Iraq. When did you go to, nu știu, where have you been in Nigeria? Where, nu se che, why? Și am zis, nu frate, gata, îl schimbăm și o luăm de la zero. Și vreau să și văd cât, până când o să pot să filmez, până se iau ăștia de mine de la mall. Că în România, nu știu dacă știți, uite, zici, frumos, n-ai voie să filmezi. Băi, ești nebun, n-am voie să filmez cu telefonul la mall. Dar unde suntem, frate, aici? Unde suntem aici? Valeria filmează pentru vlogul ei și dați-l acolo pe domnul de la security. Și sunt curios să văd când vine să-mi zică de... că n-am voie să filmez. Că mi-a zis Valeria săraca, când a venit în București, frate, s-a întâlnit cu Pricope și cu Ana și s-au dus și ăștia nu i-au zis, bă, vezi că nu poți să filmezi. Și râdeau de ea, frate, că se lua lume. N-ai voie să filmezi la Mega Image, n-ai voie să filmezi la mall. Da, da, nu e nicio problemă. Nu vine să cred ce văd acolo în față, frate, card avantaj. Încă există, frate, card avantaj. Și am venit aparatele astea exact la parter, frate. Foarte curat, foarte frumos totul. Aia asta, am plătit 258 de lei, mi-am băgat numele, mi-am băgat, cum îi zice, CNP-ul. Am plătit și cu nebunia asta, gata. Și cu nebunia asta mergem și căutăm, mergem la etajul superior, dacă nu mă înșel, sus. Și ne facem pașaportul. Că există mi-amor de Mega Image. Că e cum el 7-Eleven. În Asia, da. Nu, vale, pero en Asia teníamos otro. El 7-Eleven no Family Mart. Family Mart. Family Mart. Mm-hmm. Deci gata, acum trebuie să mergem la etajul 2. Gata, am terminat. Bravo, direcția de pașapoarte, frate. Deci de nota 10 se mișcă ăștia super repede. Deci n-am niciun fel de comentariu. De nota 10 am venit. Uitați-vă, mi-au rupt ăsta. Totul e bine, sunt fericit. Acum trebuie să stau. Mi-au zis că în 3-4 zile îmi dau pașaportul înapoi și we are all set to go. Și acum vreau să mergem la Cătălin la cofetărie. Problema este că nu știu cum să luăm bilete pentru 41, frate. Deci asta nu știu. Avem un singur car, nu știu dacă pot să plătesc. Vedem, avem ceva cash. Pentru că eu tot înțeleg și o critică pe care o am la tramvaie de la noi. Bă, frate, nu au acoperiș aici, ești nebun? Cum să nu pui acoperiș? Deci ar trebui să fie acoperiș. Eu cred că de aici... da, cred că de aici trebuie să luăm noi ca să mergem în partea cealaltă. Cred. Stați că vedem acum că nu mai dau seama. Da, mă, da. Dacă noi trebuie să mergem încolo, la cătă. Asta e treaba. Nu, de pe YouTube? Da. Ah, ce tare, mulțumesc frumos.
Mamă, deci da, am reușit pe la urmă să luăm bilete, nici nu știam că se folosește o aplicație, frate. Deci nu știam, e o aplicație 24Pay, dar pot să dau și dacă vreau să dau cu cardul, pot să dau cu cardul. Da, dar trebuie să ai aplicația de card. Ca să validezi... Ca să le arăți ora la care e. Ah, ca să arăți ora, da. Bă, tare, elegant, frumos asta. Chiar nu știam. Mamă, dacă s-a schimbat și 41 ăsta, frate, ții minte că mergeam cu el în 2001-2002 mergeam cu 41, că aveam aici o iubită exact un militar, frate, și veneam până aici în liceu, clasa 10-a, clasa 11-a, s-a schimbat și arată foarte bine, frate. Deci l-au modernizat, nu? Noi complet. Nu, no, deci arată demențial, no, no comment. Super frumos. Bă, deci în concluzie, 41 ăsta, nota 10, frate. Deci merge excepțional, cald înăuntru, curat, lumea civilizată vine la timp, arată bine de tot. Deci niciun comentariu. Bă, vă știți, eu că vreau să fiu hater de România, sunt hater de România. Dacă nu are sens să fiu hater, nu are sens, frate. Și ăsta chiar e mișto. Bravo, frate, sectorul 1 sau ce sector se ocupă de tramvaiul ăsta, dar arată fucking demențial. Deci dați-vă și voi ploaia, frate, deci nu vine să, exact când am venit eu, bă, nu puneam să vin mai devreme, mă, ca să nu prind ploaia asta în nașpa. Deci este horror acum and it doesn't get any better. M-am uitat pe vreme cum o să fie zilele următoare, e prăpăd. Și acum către către noua cofetăria Lucătă, sau noua, încă una pe care ai deschis-o, uite-mă, astea sunt alea vechi. Astea sunt alea vechi, văd că încă funcționează și astea vechi, ești nebun? Așa, suntem pe Mihalache, da, asta cred că e Mihalache. Nu, mă, ăsta e Mihalache. Da, bă, așa, avem mega-imajul de aici, vreau aici la mega-imajul. Mamă, ce vremuri, frate, good old times. Aici, înăuntru, tot așa, uite, iar încă un deal la un Superbet. Și o să știți că sunt uimit de câte din astea de Superbet, de Maxbet, de cazinouri, de pariuri, toate nebunile, frate. Cum ziceau paraziții, România e țară de cazinouri, de șaurmării, de farmacii și de portari cu sensul răspunderii. Aici avem cimitirul evreiesc și pentru Cătă mai avem de mers puțin mai în față, dar mor de frig, asta e problema. Mamă, bă, și nera internetului, chestia asta mai funcționează, mă? Cred că da, frate, bă, și ție aici din ăsta. Că eu voiam să iau Valerii, dar ea are eSIM, că iPhone-ul pe care l-are ea nu suportă. E iPhone de Statele Unite și nu merge fără, cum zice, fără eSIM. Și uite aici, am găsit și cofetăria Lucătă, exact vis-a-vis în partea aia. Traversăm și băgăm frumos ceva bine. Deci am trecut pe lângă un Maxbet, acolo, Emilia mi-a mor, otro Maxbet așa. E full, deci săraca Valeria e șocată. Valeria e șocată de câte cazinouri și câte de-astea sunt în România, frate. A, și uitați aici, de pe 12-10, asta este cofetăria Lucătă, dar a deschis în partea cealaltă, strada Maior Alexandru Câmpean, numărul 46, 30 metri de primăria sectorului 1, că a schimbat. Deci trebuie să mergem încolo. Și uite, Mira, mi-amor, e otro aquí. Vezi? Unul agea, otro aquí. Iar asta este, frate, aia, a Lucătă. Și uite și pe Sabina. Mamă, deci aici cum arată locul ăsta, excepțional. Deci excepțional, o să băgăm o cafea și o să-mi iau exact lucrurile pe care mi le-au de fiecare dată, frate. Sau nu, o să bag un ecler din asta, mă. Sau o tartă cu fructe, sau de toate. Deci nici nu știu pe care dintre astea să le iau. Uitați-vă cât de frumos poate să arate, bă. Mamă, superb. Votar por aquí las cosas. Cătălin știe că de fiecare dată când vin la el, deci la mine nu există, îmi cumpăr tot timpul linzul ăsta de mere. Ăsta este, are linz de mere și linz de vișine. Și, deci mănânc asta cred că din 2008-2007, ce vedem să de fiecare dată când vin la el. Și Vale și-a luat tartă cu cannoli. Și credeți-mă, toate sunt casă. Am plecat acum pe Neculcea, astfel încât se arășeau Valeriei, liceul meu, frate. I-am povestit acolo tot despre liceu, cum stăteam eu, cum stăteam vis-a-vis de liceu, aici la Neculce, cum puteam maică mea să vadă la mine în
clasă să vadă dacă mă duc la școală sau nu știu tot că eu le-am. Și ce mă șochează pe strada asta, ca față de acum 2 ani când am fost și am făcut un clip aici, bă, s-a ridicat clădirea asta, frate, despre care nu știu nimic, dar cred că e super șmeche să ai un apartament aici. Deci cred că e demențial, nici nu știu ce e, e de... Nu e office building, e pur și simplu, arată demențial, deci este demențial. Icon Residence, vreau neapărat să mă uit să văd ce prețuri, cât o costa un apartament aici, de exemplu, să cumpăr, pentru că arată superb. Ce voiam să vă întreb, bă, asta de aici, știu că la un moment a fost primăria, după care au scos-o, n-a mai fost primăria și acum eram curios dacă au reinstaurat-o ca fiind primăria sectorului 1. Eu cred că da, pentru că văd că sunt aici o grămadă de mașini, dar știu că a fost în lucrări pentru mulți ani de zile, dacă nu mă înșel. E super tare de văzut cât de impresionată e Valeria față de oraș, pentru că gândiți-vă că e nu e obișnuită cu arhitectura asta, frate, care e pe aici și cum arată lucrurile și mai ales mixul ăsta, știi, de blocuri comuniste cu clădiri din astea cu arhitectură super ok, deci e foarte, foarte, foarte mișto. Și dacă stau să mă ușor din punctul de vedere, nu e chiar așa urât orașul nostru. Bă, sunt acum pe Banu Manta, frate, și bine, nu știu, pentru câți dintre voi, câți dintre voi cunoașteți zona asta, dar voiam să vă arăt ceva. Era aici un magazin, frate, acum 20 de ani, care se numea Dumi Play și magazinul încă există. Ce 20 de ani? 30 de ani, aveam eu 7 ani să mor eu, fiți atenți. Deci suntem, exact asta e Banu Manta, acolo e după Felix unde am trăit eu cu ai mei, cu ai mei, cu familia, și ăsta e magazinul, frate, care încă e aici, bă, e real. Deci magazinul ăsta e din anii 90, mă, să mor eu. Mi se pare fascinant că de aici veneam și îmi cumpăram dulciuri, îmi cumpăram pufuleți, îmi cumpăram toate tâmpenile, când aveam 7 ani, 8 ani, 9 ani, și încă e, bă, e real așa ceva, fascinant. Bă, și acum am găsit aici o clădire, frate, în care mi-ar plăcea să-mi cumpăr ceva, dacă aș avea bani. Deci suntem Banu Manta în partea aia, aici este Mihalache și uitați-vă cât de mișto poate să arate construcția asta, fraților. Deci este demențial, ia să filmez eu ca să mă uit acasă, ca ar fi interesant de văzut cât ar costa așa ceva aici. Stric pentru cultura mea generală. Grigore, deci Grigore Manolescu 10-14, mamă, deci cu bun gust, mișto, absolut super, frate, ce au făcut oamenii ăștia aici. Și ce îmi place mie este că ești super, adică ești în centru. Mie, în general, nu-mi plac clădirile astea noi, nu-mi plac construcțiile noi, pentru că de cele mai multe ori sunt în afara centrului orașului și eu n-am treabă la periferie, nimeni n-are treabă la periferie. Tot obicei ai treabă în oraș. Și aici este absolut, absolut demențial asta, frate. Dacă cât te costă undeva la 150-200.000 de euro un apartament, easy, dar cred că sunt și mari. Dacă știți ceva informații, dați-mi și mie, vă rog frumos. Iar acum, dragi prieteni, mă aflu exact la universitate, alături de George. Salut! Care ne-a pus la dispoziție apartamentul de acolo din Cantemir și mi-a zis, bă, Cătălin, nu vrei să vii să vezi și un apartament aici foarte mișto în centru, pe care eu l-am văzut, dar înainte să vi-l arăt, vreau ca George să spună câteva cuvinte, cum merge business-ul ăsta, de cât timp stai pe piață și care e faza cu voi? Păi, ce să zic, noi suntem în business din 2010, facem treaba asta când am început fix cu apartamentul ăsta. Ăsta e primul, da? Ăsta e primul. Cu care ai început? Primul care am început, exact, ăsta de aici, de la universitate. Și ușor, ușor, uite că am ajuns la 22. 22 de apartamente? 22, mă ocup personal de cea mai mare parte a administrării. Avem staff la curățenie, ce să zic, e super fun, cunoști oameni, uite, te-am cunoscut pe tine. Așa. Și, în general, da, e o chestie faină, ca orice alt business, trebuie să fii atent la detalii, să îl gestionezi bine dacă vrei să ai succes. Și, da, e super, super. De unde sunt cei mai mulți turiști sau oameni care îți vin aici? Păi avem turiști de peste tot. Am turiști din Japonia, am turiști din Africa, am turiști de peste tot. Adică nu există o zonă. Da, pentru city break-uri predomină europenii. Corect, da. Dar vin oameni de peste tot, din Australia. Deci am avut turiști aproape de pe tot globul. Din Mauritius, din... Oriunde, da. Care e cea mai mare problemă de care te lovești în business-ul sau de care se lovește cineva care activează în domeniul ăsta? Păi, în primul rând, de meșteri, când ai nevoie să renovezi, atunci okay. E cea mai mare problemă cu meșterii, să-ți înțeleagă viziunea
și seriozitatea oamenilor, să angajezi, să fie la curățenie, să se înțeleagă standardele, e o provocare continuă, pentru că, nu știu, dintr-un motiv sau altul, oamenii nu mai sunt la fel de dedicați. Deci ăștia a cincea sau a șasea persoană care vorbești și am dintre prieteni și tot timpul pun întrebarea asta și 100% toți oamenii care au business în România, în Horeca, în chestia asta, toți zic aceeași chestie. Bă, staff-ul, corect, să găsesc corect. Oameni, da, am prieteni, am prieteni care au barul și astea și zic, bă, eu care am business-ul, mie mi-e frică, eu mă port cu angajatul ca și cum ar fi raportul invers, pentru că mi-e frică, dacă corect. Pleacă omul, nu găsesc. Corect, 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 corect. La un moment dat se întoarce balanța în favoarea lor, pentru că trebuie să-i ții mulțumiți ca să nu te trezești că mâine nu-ți mai răspunde la telefon și vin turiștii și n-ai unde să-i... Asta e partea mai puțin plăcută a afacerii, dar de-a lungul timpului, până la momentul la care discutăm, uite, avem o echipă faină, lucrează, majoritatea doamnelor lucrează la noi de câțiva ani buni și da, ne descurcăm, dar sunt perioade când, dintr-un motiv sau altul, apar problemele astea, da, da. Ce mi se pare mie tare, frate, că e exact pe străduța asta, unde sunt bărulețe, cafenele, acolo nu știu ce, expoziție de arte, ce e aia? Nu, nu, discuri. Nu, acolo sunt antichități. A, antichități. Street. Așa, street art, din asta, da. Da, da. La antichități, stați-vă cât de frumos poate să fie, ai clădirile astea, evident, cu arhitectura pe care deja o știți, și pac, intrăm în... apartament și o vedem pe Valerie, care nu face parte din decor. Uitați-vă cât de frumos poate să fie, frate. Deci un open space total, living-ul, cu bucătăria. Mamă, da. Și aici avem bedroom-ul. Mamă, da, deci mie ce îmi place, știți, la mine obsesia mea, frate, cu designul și cu culorile. Deci pentru mine trebuie ca toate culorile care sunt folosite la în momentul în care decorezi un apartament să fie culori din astea. Deci ori alb, ori negru, ori gri, ori o combinație de toate de astea trei. Pentru mine ăsta este cel mai important lucru. Cât e apartamentul ăsta pe zi, așa more or less, un average? În medie cam 350 de lei. 350 de lei. E, și aproximativ 70 de euro. Aproximativ 70 de euro. Și luați-vă în calcul, să vă pun frumos toate link-urile în descriere. Uitați-vă, că eu vă spun tot timpul, de aia de multe ori când călătoresc la un apartament, pentru că e mai bine să stai în apartament decât în hotel în anumite situații, mai ales dacă găsești apartamente care sunt în zone centrale și o să faci comparație cu prețurile pe care le dai la hotel în zone similare și o să vezi că aici, nu știu, ce suprafață e aici. Cât e? 65 de metri. 65 de metri pătrați. Și stai frumos acasă. Cel puțin două camere de hotel. Cel puțin două camere. Cel puțin. O cameră de multe ori, nu știu, 20. Cam 20 de metri. Da, da. Hai să zicem două, să eu zicem zic două cel camere. Puțin două. Da. Ia. Oh. Păi, dar la ce trebuie? E perfect. Îmi plac culorile. Asta mi se pare extraordinar. Sí, o sea, es como muy shock esto, pero si estás uno o dos días está bien. Si no, tienes no. que estar mucho tiempo es sí, pero está día corta, por supuesto. Sí, sí, sí. Mira el baño. Me encanta eso. Wow. Ajá. Fuerte, mișto. ¿Y mai încă unul aici? Ia. Cuidado con el tropiezo, yo creo. Ok. Ya. ¡Qué lindo! Bueno, este sí, pasa que și no, toate, no, no, toate vezi făcute pe alt stil. Deci aici ai bucătărie. Mamă, ce e aici, frate? Bucătărie cu un băruleț sau ce asta aici? Mamă, cât de marfă e ăsta. Bă. Deci ăsta îmi place maxim. Asortate, bă, cu bun gust. Deci asta mi se pare absolut, absolut demențial. Cu totul este asortat. Suntem acum exact aproape de piața Victoriei. Da, exact acolo, piața Victoriei. Și am o problemă, vreau să-i cumpăr Valeriei, frate, internet, dar un eSIM nelimitat, pentru că eu acum am un eSIM în telefonul ei, dar de la de pe Airalo, niște chestii din alea care sunt foarte scumpe, gen, nu știu, 10 euro pe 5 giga. Și Yoko aia nu pot să instalez ca să-i dau internet nelimitat. Și atunci nu știu care e cea mai bună variantă, frate, pentru că vreau să aibă, ea nu are telefon, repet, are din ăla, cum îi zice, doar eSIM, nu poți să-i cumpăr SIM normal. Și nu știu care e cea mai bună variantă, mamă, dacă de frumos e pe aici, pe Calea Victoriei, excepție. Bine, pe Calea Victoriei, nu e Calea Victoriei, lăsă tot Mihalache, nu Mihalache, mă. Bă, ăsta ce bulevard e, mă. Mamă, uitați, 1 mai, bă, am uitat ce bulevard ăsta, fie nu contează, aici Springtime-ul pe dreapta și piața Victoriei frumos în față.
Și exact acum trec pe lângă Springtime, frate. Springtime-ul, locul, stați să șterg telefonul, camera, locul în care veneam, frate, să mănânc acum, ce mă, 20-25 de ani, primul fast food din viața mea. Primul fast food, chiar era și foarte aproape de casă, frate. Și veneam aici și mâncam în fiecare seară cu Tony, cu prieteni, cu băieți din Fragedam, pruncie, să mor. Să mergem acum la Piața Unirii și nu mai țin minte exact. Nu mai țin minte exact de unde se ia. Asta e peronul 1, traseu, dar nu vreau aici. Eu vreau pe M2, practic. Deci, băi, absolut fascinant. Eu locuiesc, eu sunt născut, crescut în București, dar nu mai țin minte pe ce magistrală trebuie să iau de la Victoriei să fac Victoriei Romană Universitate Unirii. Și nu mai țin minte exact pe ce magistrală trebuie să iau. Bă, penal sunt. Ia să vedem. Deci am luat, nici nu știam cât mai e. Nu le tarpite. Asese. Nici nu mai știam cât costă, frate. O călătorie. 3 lei, auzi. Relevos. Asi. Pero por donde? Nu te le-ai ori, altfel revesc. Si, da, e voigiu. Dar nu mai știu, putem să folosim? Validare? Mamă, dar cât de încet se mișcă astea, mă. Ia uite. Da. Bă, nu știu ce ține aminte că era 5 lei călătoria, dar nu e 5 lei. E mai ieftin, dar asta nu știu dacă e 3. Asta nu știu dacă e peron 2, peron 1, pipera. Asta e peron 2. Nu, nu, nu. Stai bine. Aici e perfect. Păi, Flori, să nu uite că noi o ținem pe ei. Și așa că... Mamă, de ce haos pur și simplu la ora asta, uitați-mi, dar bine că n-am luat, bine că am luat taxiul. Dacă luam taxiul sau Uber sau Bolt-ul, cred că stăteam 6 ore să mor în trafic. Așa măcar am coborât și aia a fost, ia uitați-vă ce e aici. Full, bă, full să mor. Deci la cât de multe lume e metro aici în București, nu mai este obișnuit să vin la ore din astea, ore rush hour. Deci mă simt, zici că, ziceam lui Valeria, zici că suntem în Tokyo să mor eu, cât de mulți oameni sunt pe aici. Deci am făcut o prostie majoră, frate. Am avut un microfon super mic de la Sony pe care l-am pierdut în Dubai ieri. Deci ieri l-am uitat în aeroport acolo și azi am avut noroc că l-am găsit la F64, dar exact asta îmi trebuia mie acum, să dau o grămadă de bani, să schimb un produs care era extrem de bun, dar pentru că am fost tâmpit și l-am uitat. Pierdut. Prost sunt. Și Valeria, pentru că m-a văzut supărat, a zis, lasă-mă că-ți cumpără microfonul ăla. Și nu e deloc ieftin, vreau să zic cât dă pe el, dar zic că lasă că ți-l cumpăr eu. Că am stat și am plâns azi dimineața, cum m-ai pus în la mañana de loco, porque perdí el... Estoy diciéndolo también acá, que tú pusiste re loco, pero que no pasa nada. Sí. Da. Asta e bijuteria. Bă, ce rău îmi pare, bă, că l-am pierdut. Deci același era identic și l-am uitat pe scaun acolo, exact în aeroportul în Dubai. L-am scos și l-am uitat acolo, frate. Deci fiți atenți, fiți atenți cu lucrurile voastre, fiți atenți. Că le pierdeți, frate, și îmi dați o grămadă de bani și ăsta îl folosesc atât de mult, nu vă dați seama, cel mai bun microfon din lumea asta. Deci camera pe care o am eu este asta, dar bine, cu alt obiectiv. Ideea este că dacă mă băgați aici în F64, intru numai de aici, frate, îmi cumpăr toate nebunile. Deci da, ăsta e un obiectiv super bun, dar vechi de tot, cred că are vreo 10 ani lejer. Așa îți dai seama că o țară e bun la vă, frate. Casino, ea de pariuri sportive, bancă, farmacie, bancă, farmacie, încă un casino acolo și încă undeva de pariuri sportive. Așa îți dai seama că o societate este bolnavă. Asta e cel mai simplu lucru din lume. Uitați, încă o bancă aici și încă o farmacie. Deci asta e societatea românească, in a nutshell. Și exact aici, pe Nerva Traian, frate, deci unde erau toate cazinourile alea, unde sunt aici pariuri sportive, tot ce vrei tu, boss, aici ai școala gimnazială numărul 81. Deci asta este cel mai mare căcat care poate să existe în societatea românească. Să ai în pana mea casino lângă școală. Deci asta este cea mai mare dovadă de prostie din lume. Am fost acum și am luat aici
un pachet, frate. A big fucking package pe care o să vi-l arăt acasă. Să vedeți ce e aici la interior. Este viitorul, viitorul lui Backpack Your Life se află aici, în, în rucsac. Uite că v-am zis ce, da, frate, e rucsacul meu cel nou. Dar vă arăt acasă. Să vedeți cât de cool poate să fie. Sunt super fericit că l-am cumpărat, că mi-a venit de fapt. L-am comandat acum o lună de zile și de-abia acum câteva zile a ajuns în, în București. Evident, încă un max bet lângă șormele aici la Driftor, pentru că apartamentul nostru este exact lângă rucsăcelul și m-a șocat că am dat 100 de lei, 97 de lei, frate, pe două șaurme. Meniu, dar mi se pare extraordinar de scump. Deci extraordinar de scump. Și acum, vei la chemi, amor. La mostrar. Pentru unii, la felicitate este tener un carro, una casa. Pentru mine, fericirea este... Pentru mine, pe urmă, la felicitate este tener a Valeria Milado. Ah. No. Vamos a ver. Hai să vedem ce culoare are ăsta, frate. Ăsta este Osprey Farpoint 70, versiunea de 2022. Wow! Wow! This is so beautiful. Tu Ferrari. Ce? Okay. Tu Ferrari. Mi Ferrari, yes. Ia uitați-vă voi. Asta m-a interesat, frate. Daypack-ul. Uitați-vă cât de frumos poate să fie. Uitați-vă cât de mișto e materialul. Nu se vede muito lindo? Este frumos. And just so you see, să vă arăt, care era ăla pe care l-aveam înainte. Ăsta era de dinainte. Este Osprey 2016 versiunea asta, iar asta este 2022. E superb. Acestea fiind spuse, o secundă, vă rog frumos, că voiam să văd ceva, să văd dacă am, dacă am aflat, dar nu cred că am aflat încă. Nu. Da, voiam să vă spun o chestie. În fine, acestea fiind spuse, vreau să-i mulțumesc încă o dată lui George de la MRG Apartments pentru apartamentul ăsta pe care l-a pus la dispoziție. Dacă vreți apartamente de super bună calitate aici, în București, în zone pe care nu le găsiți pe Airbnb și la prețuri mult mai mici decât ceea ce găsiți pe Airbnb și mult mai bune, intrați-vă frumos link în descriere. Încă o dată mulțumesc, George, MRG Apartments. Eu sunt fericit pentru că am microfonul pe care mi l-a cumpărat Valeria și pentru că am rucsac, iar cel mare, ca să-l vedeți, este ăsta. Și mi-era frică că nu o să-mi placă culoarea, dar mi se pare că arată absolut genial. Deci este superb, este un albastru închis, dar e excepțional. Deci e, sunt fericit, frate. Viața mea are un nou sens. Dacă vreți, fac un clip în care vă arăt toate lucrurile pe care le car la mine. N-am mai făcut un clip de genul ăsta de prin 2016. Dacă vreți, mă apuc și fac clipul respectiv. Da, ne vedem cu video următor, care cel mai probabil o să fie de când o duc pe Valeria la mici la obor. Asta o să fie. Love you. Pa! A, și stați să vă arăt și microfonul pe care mi-am luat Val acum. Ăsta este microfonul, frate. Ăsta e microfonul pe care eu l-am pierdut, dacă vine să credeți, în Dubai, în aeroport, pentru că sunt neatent. Stați să-l montez să vedeți cum se și vede. Asta este bijuteria de microfon și așa se vede, frate. Asta doar ca să vedeți cât de prost și cât de neatent sunt. Asta e. Signing out. Love you. Pa!